Caz șocant la Petrila. Un băiat de doar 7 ani a fost violat de un minor în vârstă de 15 ani care se afla în locuința micuțului în vizită. Mama victimei a plecat din casă pentru câteva minute la un magazin, moment în care adolescentul a profitat de băiat, amenințându-l să nu spună nimănui despre cele întâmplate. Polițiștii l-au reținut la scurt timp pe agresor. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de viol și au luat măsura preventivă a reținerii față de minorul în vârstă de 15 ani. În cursul zilei de ieri, minorul respectiv a fost prezentat magistraților judecătoriei Petroșani, care au emis față de acesta mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 20 de zile.